Cum credeți că își petrece timpul liber cel mai influent om din lume? Probabil satisfăcându-și toate plăcerile și savurând viața din plin. Ce ar fi să vă spun că acum 1800 de ani, împăratul roman Marcus Aurelius, conducătorul celui mai mare imperiu al acelei vremi, își petrecea majoritatea timpului liber filozofând și scriind. Din memoriile sale scrise timp de aproape 19 ani, putem afla lecții extrem de prețioase în care avem ce învăța. Prima lecție este să fim buni. Marcus considera că bunătatea sinceră este invincibilă și mai puternică decât orice fără de lege. E nevoie de un lider puternic care să fie capabil să pună deoparte ego-ul și să se comporte cu compasiune. El se întreba, ce poate face chiar și cea mai rea persoană dacă tu continui să o tratezi cu bunătate și grijă, corectând-o cu bun simț, chiar în momentul în care încearcă să-ți facă rău. O altă lecție importantă este să nu judecăm de îndată acțiunile altora. În cele mai multe cazuri, este bine să-ți vezi de treaba ta. Greșelile altor oameni ar trebui să fie preocuparea celor care le-au făcut. Uneori, ceea ce considerăm a fi greșit la ceilalți poate fi de fapt mai corect decât ne putem imagina. Și asta pentru că nu știm întreaga situație așa cum o știe acea persoană. Marcus Aurelius considera că este necesar să știi o mulțime de lucruri înainte de a judeca acțiunile altora cu o înțelegere reală. Din acest motiv, analizați bine situația înainte să criticați. Lecția numărul 3. Țineți minte că oamenii răi nu o să înceteze să vă facă rău. În timp ce adevărații lideri fac tot posibilul să se comporte într-o manieră constructivă și plină de compasiune, există și oameni care găsesc sens în a-i distruge pe alții. Nu are niciun rost să încerci să schimbi asemenea oameni sau să încerci să-i convingi să te trateze în mod diferit. Marcus scria, dați-mi liniștea de a accepta lucrurile ce nu le pot schimba, curajul de a le schimba pe cele ce se pot schimba și înțelepciunea de a le putea distinge unele de altele. A patra lecție este să fiți sinceri cu voi și să recunoașteți că ceilalți vă pot răni doar dacă le permiteți. Gândiți-vă la un moment în care cineva v-a insultat. Sunt conștient că v-ați simțit prost, însă a fost alegerea voastră să lăsați acele cuvinte să vă rănească. Deși ați fi putut să compătimiți persoana respectivă pentru că este ignorantă și nepoliticoasă. Doar lucrurile rușinoase pe care le faceți ar trebui să vă rănească, pentru că dețineți controlul asupra acțiunilor voastre. 5. Nu vă îngânfați. Este adevărat că liderii trebuie să-și ia foarte în serios rolul, dar nu într-un fel în care să se creadă zei. Amintiți-vă că ați făcut și voi destule greșeli, nu sunteți cu nimic mai presus decât ceilalți. Și chiar dacă ați reușit să evitați unele dintre greșelile pe care le fac alții, atunci recunoașteți că există șansa să faceți greșeli chiar mai mari. Lecția 6. Controlați-vă emoțiile. Deși este firesc să reacționați la o jignire prin pierderea controlului de sine, nu este în niciun fel constructiv. Pentru a vă putea stăpâni emoțiile, Marcus Aurelius spune că trebuie să vă amintiți că viața este scurtă. Desigur că este alegerea fiecăruia, dacă își petrece timpul și energia plângându-se în privința lucrurilor care s-au întâmplat sau rămâne calm și abordează problemele cu înțelepciune. Iar ultima lecție este să fiți conștienți că pesimismul poate pune stăpânire pe voi. Este normal să vă enervați când lucrurile scapă de sub control, dar să vă comportați în acest fel nu vă ajută cu nimic. Mai degrabă vă împiedică să acceptați și să depășiți provocările, umplându-vă capul cu gânduri negative. Potrivit împăratului roman, consecințele mâniei și ale durerii sunt mult mai grave decât cauzele lor. În concluzie, nu-ți mai amplifica singur suferința, pentru că suferința reală există doar în mintea ta. Acestea au fost câteva dintre principiile de viață a lui Marcus Aurelius pe care le-am rezumat din cartea Gânduri către sine însuși. Vă recomand să citiți această carte. Pentru cei interesați, am lăsat un link în descriere de unde o puteți achiziționa. Vă mulțumesc pentru vizionare, toate cele bune!